Comuna Băiță, încărcată de o istorie bogată în peisaje de o frumusețe captivantă și care se modernizează de la an la an, nu-și abandonează în uitare tradițiile. La recentul târg de toamnă organizat în comună, nu doar crescătorii de animale și-au etalat mândrețele din gospodării, ci și micii producători. De mare apreciere s-au bucurat produsele tradiționale, dar și cântecele și dansurile specifice zonei. Și în Băița, agricultura și creșterea animalelor au rămas printre ocupațiile tradiționale ale locuitorilor. Pentru continuitate, administrația locală din Băița organizează de ceva vreme o acțiune dedicată fermierilor din comună. Târgul de toamnă din acest an a ajuns la a 6-a ediție. De ce iubiți tradițiile? Nu pot să nu le iubesc, fiind aici crescut, născut și crescut în această zonă frumoasă, mirifică, de care nu mă voi sătura niciodată. Eu fi el târg de toamnă, dar ăsta e din suflet, ăsta e din sufletul ăla românesc, care încă păstrează tradiția. Vedeți că vin cu tineri, cu vârstnici, cu cei de vârstă medie, se bucură cu toții de viață, se adună de unde sunt în țara asta și nu numai în țara asta. Și mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce au primit. Să ne întâlnim și în alți ani, să ne bucurăm de animalele astea frumoase românești, care, la urma urmei, probabil că aici e toată tradiția poporului român, în Miorița de lângă noi. Dar trebuie să știm să o apreciem și să o gustăm, să o îmbrățișăm cu sufletul. Brânza, cașul, urda, sloiul de oaie și alte derivate din lapte au fost la mare căutare de către cei dorni să achiziționeze produse naturale, tradiționale, la fel și gulașul oferit cu dărnicie invitaților. Fierb cazanele, am înțeles că nu vreți să ne dați rețeta. Totuși ne spune, nu toată. Parțial ce găsim în cazane. Așa, acolo facem un gulaș din carne de porc cu găluștele alea de făină care se fac la gulaș și cu cartofi, bineînțeles, ingrediente, albitură, tot ce se pune legumele. Dincolo avem un ceaun cu carne de oaie, tot așa, albitură, toate condimentele care se pun după ce se ține în baiți două zile, bineînțeles, baițul făcut pentru miel și oaie, legume, pastă de roșii, ardei și suflet. Deci ingredientul secret e suflet. Sufletul. Și respectul pentru tradiție? Mai mult de atât. Exact. Și sperăm să meargă tradiția mai departe și să fie ok, să lumea să fie mulțumită și să se simtă bine aici la noi. Și cum nu se poate vorbi de tradiții fără folclor autentic, participanții au avut parte și de un moment cultural-artistic susținut de ansamblul folcloric al Școlii Gimnaziale din Băița și soliștii Ilie Medrea, Ciprian Roman, Olimpia Matieș, Larisa Teodora Petruț, Marinela Stroia, Lorena David și Dorin Părău, în acompaniamentul formației conduse de profesorul Ionel Coza. Îmi place pentru că sunt în mediul meu și am servit această comună peste 30 de ani ca și cadru didactic și admir tot ce fac aici. Admir. Este o susținere a fermierilor, îmi place că se promovează această ramură a agriculturii, oamenii sunt harnici, oamenii sunt făcuți pentru munca câmpului, după cum bine vedeți, susțin animalele, este ceva frumos. Sincer, un târg foarte minunat de toamnă și foarte deosebit de celelalte din alte orașe. Îți plac tradițiile pe care se încearcă să se păstreze aici la Băița? Da, îmi plac, sunt de acord cu ele și sunt chiar bucuroasă că încă se păstrează. Promovarea de produse, promovarea de tradiții, susținerea tradițiilor care încet încet se pierd. Noi suntem chiar de peste deal, din satul Șesuri, și e o plăcere să vizitați și satul nostru chiar peste deal, pe jos. E o frumusețe și păcat de aceste tradiții și obiceiuri care se pierd. Sperăm să le putem promova și susține în continuare.